Bucovina Ciocănești și-a asigurat participarea în primul tur al Cupei României după ce s-a impus în finala fazei județene în fața celor de la Șomuzul Preutești cu scorul de 1-0. Golul formației lui Relu Buliga a fost marcat atunci de Lazar. De cealaltă parte, Bucovina Rădăuțea are în momentul de față doar 7 jucători cu drept de joc, dar speră ca până la primul meci oficial să îi legitimeze și pe ceilalți. Potrivit antrenorului Iulian Ionesi, obiectivul galben-albaștrilor în Cupa României este aducerea unei echipe de Liga a doua la Rădăuți. Partida dintre Bucovina Ciocănești și Bucovina Rădăuți va avea loc miercuri, pe 15 iulie, de la ora 17:30 pe stadionul comunal din Ciocănești. Nou promovată în Liga a doua, Bucovina Pojorâta va debuta în Cupa României pe 26 august în cadrul turului 4, iar Rapid Suceava în următoarea fază a competiției, programată pe 9 septembrie.